Și bună dimineața, s-a trezit dulceața. Astăzi vă salut din paradis, dintre toate florile din lume, doar pe tine. Și am doar o singură floare aici care e înflorește în fiecare zi la mine. Măi, mahal, zi. Și tot soviet la fanii. Măi, am vrut să spun, dar nu mai spun, am. Hai, spune adevărul. Și eu când v-am zis că am din liac roz, voi pe mine nu m-ați crezut. L-am luat în anțăr la o doamnă, am fost la o zi de naștere într-un sat, nu mai țin minte unde. Și doamna și ei l-au făcut cadou, fiecte. Din liac roz, l-am pus în drum, la răstignire. Ioanașii manilor de Ioanaș. Este. Cât frumusei, alghinuțele bondarașe, bine ați venit. Dacă sincer, ce aștept? Spune adevărul. Eu vreau o cafea, dar tu vrei? Măi, aștept să mă hrănești, mă, și stiești, s-a lucrat până mă iert. Dimineața, la ce... Ei, du-ți două de astea de tioli și tu ăla, fă... Eu te băși, am filmat să băși și... Fă la valma rusă. Nu mi-a fac la vale, păcat. Bună dimineața, oi, domnul, și de-o pus să mă duc înapoi. Și uitați-vă cum la negure ninge. A? A? Fac așa. O, iaca așa, eras 1, eras 2, și iaca, vă spune și lumină. Și faci mai zlă de aici, Denis. Faci hidroizolare. Du-l așa, tu, ștucaturim. Și facem hidroizolare. În sfârșit, hidroizolare, Nina Creță. Vă ajuns la cuvintele mele. La pe cafea. Și ce-i mai bună? Cafea? O faci și ne? Anastasia Antoana. Și apă lăguși mai lăguguță. Maladie. Care îți zice Nenuța. Nenuța spune cuși mai lăguguță. Da, mă tare cum îi zici. La mine tot bine. Mulțumesc Domnului. Sănătate și ploiță la timp. Pe cafea. Faci. Bravo! Abdi, ce poate fi mai frumos decât să alegi pe mahală, pe drum de țară? Dar unde ai fost tu, domnișoară? Nu se înțelege. Ești așa, se bate lumina, stai că nu te așteamnă. Wow, dar ce ai tu astăzi? Campionat. La ce? Dansuri. Ia-mi închide ochii, la cine te-am machiat? La Mariana, ca de obicei. Bravo, ești foarte frumos. Știu. Și acum, dacă sincer, mor de șudă din două motive. Știți, bărbați, când se berbirie, se mai taie, pici pe colo, fac așa, pun hârtie, pun aici, asta e una. Doi, la mână, nu m-am venit așa aracat și m-am încercat să mă încarc cu baterii și n-am trebuit să mă duc și azi, așa cu... Aș fi vrut să mai rămân acasă, dar mergem la Bălț, așa că Bălțul ne vedem la ora 12. Ești de minț. Ce faci tu, băi? Dar cum poți oamenii să... Că de unde ești oamenii să... Du-te de aici și iau, ce-ți pare? Hristos a îndeal. Sfântul Gheorghe, să ne păzați, să ne ocrotească și-mi tăchim pical. Că Gheorghe e pical. E cașcalul. Hristos a înviat. Așa, prieteni, astăzi la Bălța, nu suntem în cea de-a doua parte a petrecerii noastre. V-a înviorat un pic aici Gabriel de Bună și continuăm nebun. Nu mă
vorba și ea, Dora este Dora, nu-i gata, am terminat evenimentul pentru astăzi și încă o dată mulțumesc tare mult tuturor bălțenilor, chiar dacă aparent spune că la bălți mulți rusofoni, nu-i vorba despre asta, eu tot timpul când am evenimente, nu contează, nunți cu mătrie, evenimente publice, evenimente deschideri de magazin, tot timpul vin foarte mulți oameni și vă mulțumesc tare mult, fanii mei de la Nord, de la bălți, vă chis, vă love. Și să mă gândesc dacă să candidez la funcția de primar a orașului Bălți, încă mă mai gândesc. Asta e o glumă. Cum am sfat-o pe mama, zic, mama, răbdă, pregătiți-vă că vine cineva, vine oaspeți, luați-vă rochii cel de seară și... Dar cine vine? Ce-ți fac? Uf, hai, mi-o închis! A venit la mine, la Negureni, în costum național, abia ca așa... Asta eu am făcut. Amin. Amin. Eu nu înțeleg cum pe tine te prinește Dumnezeu pe Domnul. Păi, Gavi, băi. Dar tine cum te prinești? Ia că m-a adus în crușă. Bucur pulsul, Anita. Ai bun pulsul. Dar venit bună azi, vite, tica. Dora! Sunt că mai văd prin spitare că nu știu ce fac. Ați fugăriți pe o gradă cu pe aceea. Da, 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 și trebuie de tot plăiți o leacă de pe iarna de mâncătine. Dar pentru asta l-am adus. Pentru... Ia ca să cânte amurs pe Gheorghe. Da, tu uite, mă, ești chept înainte. Da, cum că... A venit Gheorghe. Da. Uitați-vă la dânsele gospodinile. Ia să vă văd eu aici cum strâng ele tăt polenul, tăt. Și-ai... Pării alghinile, spurcăciune. Uitați-vă cu mașina asta spate de filmat în filmele de groază. Uitați-vă câte musculiți am ușit și eu și Gabi, ușasnă. Tu vezi? Gălușițile, Gabi, cum sunt gălușițile, mama? Da, adevăr, spune. Da, și cu tine mănânci și plângi. Ninjam și plângeam. Super. Ia, uite, adă-și o șumule. Șumule, Dorina, ești... Dar cum? Davai, pune aici. Soțul ei, Dumnezeu select, a fost Gheorghe. Și acasă e un fel de prăznișel. Și azi e prăznicul căsii. Amelie. Hai, băi! Gabi! Și vezi și neam cu mine? Da, dar și nu vezi că e potrivit. O ia acasă. Amar la tine. Dar e ca mine așa. Eu n-are experiență, băi, ca tine. Dar la câte microfoane am prinit în gură, la patru oameni, la joacă. Eu dansam și oamenii mă băleau cotul și da microfonul aici. Da, scrie bun. Și înghețit ai. Înghețit niște păduchi în Mărușala când cântam. De unde păduchi? Mărușala în Mleani. Unde? Când am jucat cu sârba și ea, cântam și nu intra niște păduchi în gură. Da, și nică, acolo la notul. Surpriză pentru vecina Lilia. Ta, Lili, fă! Ia, vină cu aia! Vină două secunde, te rog! Vină mâini cu aia și ești un... Vină cu aia! Hai că mă duc! Hai, răbde! Hai, azi! Vină mai că mă duc, Lili! Două secunde, ți-i greu? Ia vină. Am mai filmez futbolul. Nu te filmez. Uite, doar de aia dacă mă filmez. Ești mai o leacă, druși, fiei. Mai vine unul. Hristos a înviat. Oooo, Luță! Gabriel nebunul, Luță! Ce faci, Lili? Dar tu blin... Știi pe băiatul meu, tu știi pe băiatul meu. Ia-mi de acolo. Mai seriozică! Aici zilele este, cânti un cântic. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască la mulți ani. Amar la tine! Nu în gură! Păi sunt! Tot ești numai seliotcă. Ești un peștișor de aur, Lilioc. El își fugi! El își fugi în ogradă! Lilioc, vrei să mă pui în culioc, pentru că... Îmi place de tine. Mulțumesc. Măi, băiatul meu a fost odată la Chișinău și a zis că cu tine au avut un interviu. Nu, e rușinos, el e în ogradă. Hai, vii la mine în ogradă. Eu mă gândesc că am hram, dar nu-ți salut. Da, unde te duci? Mă duc la Ustea la Dubăsar, mergi cu mine?
Lasă așa discuț, mă. Nu, nu eu. Un cântec frumos la mine în grădină. Sunt cânt pentru prințesele mele. Mama... Nu se rage, vei, dar scânță un cântec frumos. La fântâna lui Gheorghe, țăleana mea. La fântâna lui Gheorghe, se certau două mândruțe. La da 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 la da 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 la da 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 da. Dacă e nebună, prin... O bogată și-o săracă se certau ziua întreagă. La da 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 la da 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 la da la da 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 da. Nașe, hai că e bun, bravo. Glicinia, mami, e de glicinie. Gabi, o zic așa e frumos la negru. Gabi, rămâi aici cu cine? Cu... Rămân cu Dora. Cu Dora? Da, strâng toate rățele mâncate de câinii voștri în sat. Nu. Frumos, doamne. Dar păi frumos, casă de gospodari. Eu Dora are grijă. Dar afară de tine, nu, tu nu ești gospodar, sorry. E... Ești mega gospodar. A-a. Ești un gospodar cosmos. Așa, da? Acum am o mare rugăminte. Am nevoie de un meșter super mega interesant, deosebit, care face colivii pentru porumbiei. Vreau să fac o casă mare undeva în fundul grădinii acolo. O casă cu multe întrebări pentru mulți, mulți hulubași. Și vă rog, dacă ești un specialist și faci casă pentru hului, ca așa, e hulug, blea, e porumbie, la altul, eu am început românește, hulug! Ia ca hulug din ei, că zboară, au nevoie de o casă mare și frumoasă. Așa, vă rog frumos, cine este un specialist, hai veniți, dă-ți facem o casă frumoasă, bă, da prost. Acum mergem la spectacolul Hamlet, la Geneza Art. Și vă știți foarte bine că eu nu iubesc, iubesc florile de acasă, dar nu iubesc să le rup. Dar pentru că astăzi merg la spectacol și acolo joacă un om drag mie, am rupt liliac de acasă de la negurieni, special pentru Inasa. Și ia uitați-vă pe cine văd eu aici. Și mai doamna curajoasă. Da, și ce spare și tin. Ca ei Iudif Galivuie. Tot la teatru. Filmez? Da, la da, teatru. Dar eu tot filmez. Tot la teatru? Da, cum, tot serios? La teatru. Dar stai da, tu joci mâine, nu? Eu mâine joc, da. Da, astăzi vedem Hamlet-ul. Împreună asta, cu el. Asta pentru Ina, nu pentru tine. Scuze-mă, dar asta nu joci. Te rog dar... frumos, dar trebuie să pregătești. Bun, facem. Vine, te rog aici și spune adevărul la oameni. Care adevăr, mai? Adevărul că eu... Și crezi că nu te urmăresc, am văzut pe TikTok. Ia ca mașina asta și cu dânsa, cui o dai și faci 10 euro. Eu știu că tu ești nebună și asta nu este o reclamă de asta. Hai, bună ziua, Chiochivali. Știu că ești nebună, e fost și pe Everest, dar de ce dai mașina? Sincer, pentru că mi-a venit mașina mea nouă și așa. Mașina asta nu se vindea. Așa. Și am zis, băi, deci dar... Deci s-o vând când am mulți bani? Exact. Deși să o vând, dar pot să fac 2 în 1. Fac un om fericit, vând informații, vând un webinar cu informații tare bună, cum faci bani din Instagram. Tu doar înțelegi că asta e realitatea zilelor în care noi trăim. Mă lăbesc, și asta e adevăr. Exact. Deci, spune-și asta cu oamenii. Nu există nici o șmecherie. Ia că uitați-vă, nu există nici o șmecherie. Olga e aici, mașina asta. Mașina e aici. BMW cât? BMW X4. BMW X4 și poate fi a ta. Ce trebuie să faci este foarte... Așa, să te înregistrezi? La webinar, dar eu am să pun în următoarea postare reel-ul unde sunt scrise toate condițiile, ce trebuie să faci ca mașina asta să fie a ta. Frumoasă. Ca și tine. Deci, dragilor, următoarea postare o să fie toată informația despre, hai să mergem la aspect, ca să nu întârziem, toată informația despre ce face Olga Țăbordei, unde puteți câștiga această mașină și plus la asta este și un webinar unde puteți învăța tot ce înseamnă cum e să devii popular, cum e să faci bani pe internet. Dacă mi-a mers în viața asta, mi-a mers. Mă duc la spectacol și să-mi parte de reclamă de la Emilian. Intrați pe link.